Transportul public de călători din municipiile Buzău, Alba Iulia, Constanța și Ploiești se va desfășura în condiții moderne cu autobuze electrice. Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a anunțat finalizarea procedurii de atribuire a achiziției publice fără contestații pentru 51 de autobuze electrice destinate transportului public urban de călători. Procedura a fost împărțită în patru locuri, fiecărui municipiu fiindu-i repartizate autobuze electrice, stații de încărcare rapidă și stații de Încărcare lentă. Municipiul Buzău, nou autobuze electrice de circa 12 metri destinate transportului public urban de călători în relief de șes, 6 stații de încărcare rapidă și 9 stații de încărcare lentă. Oferta declarată câștigătoare a fost de 24.893.100 de lei fără TVA, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Dezvoltării. Finanțarea proiectului este asigurată de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.